Silvia n-a putut să dea de soțul său ca să-l ducă la curent cu faptul că pe ea o externat-o mai devreme din spital. Ea trebuie să se întoarcă abia peste 3 zile, dar medicul i-a zis că toate analizele ei sunt bune și dacă ea își făcea grijă atât de mult pentru fiul său, atunci poate pleca acasă. Femeia și-a adunat lucrurile sale și a comandat un taxi. Silvia a intrat în magazinul de la colțul casei ca să-i cumpere fiului său o ciocolată. După spital, ea voia să facă cât mai repede un duș, dar fiului său mic e intenționat să-i facă ceva plăcut, căci ei nu se văzuse de atâtea zile. Intrând în apartament, Silvia aruncă geanta cu haine și se grăbește să intre direct în cameră. Mirosul de alcool s-a făcut simțit încă din hol. Cum așa? A început să-i bată întâmple acest gând. Cum așa? Oare Pavel din nou a cedat? El doar a promis. Și cum asta s-a reflectat asupra lui Vadim? Unde e copilul? Observând că soțul se tăvălește pe fotoliu cu burta în sus și sfărăia umplând apartamentul cu miros oribil, Silvia fuge spre camera copilului, dar el nu se afla acolo. Inima a început să-i bată în piept într-un ritm alert. Inspectând toate odăile, uitându-se în baie și la toaletă, femeia a început să-l scuture pe soț. Unde e copilul? A țipat la bărbat. Tot corpul i-a fost cuprins de fiori. Numai cu 2 zile în urmă, Silvia a vorbit cu fiul său la telefon și ura noapte bună, dar acum el a dispărut. Așteaptă puțin, draga mea. Lasă-mă să savurez până la capăt din visul meu. Unde e Vadim? A început mai tare să strige Silvia, lovindu-l pe soțul său peste obraj. Trezește-te! Unde este Vadim? Nu țipa! Mi se distruge capul. Care Vadim? Despre ce vorbești? A murmurat bărbatul, încercând să-și deschidă ochii. Fiul nostru, unde e? Silvia a fost cuprinsă de o stare de panică. Ea nu avea pe nimeni în oraș, căruia îi putea încredința fiul său, absolut pe nimeni. Îi rămânea să spere că soțul ei l-a dus pe copil la creșă, doar că în starea în care el se afla, era puțin probabil că putea ajunge undeva mai departe de fotoliu, dar mai ales cu copilul. Unde e Vadim? Încă o dată întreba Silvia, încercând să-și păstreze calmul. Nu știu. Nu țin minte nimic. El se juca pe terenul de joacă în fața blocului lui Vasile, dar unde mai târziu s-a dus, eu nu știu. Silvia cu greu se ține pe picioare după cele auzite. Eu nu vreau să-l credă pe soțul său. Încerca să găsească o soluție plauzibilă asupra acestei situații, dar ea nu era. Fiul lor a dispărut. Soțul ei l-a pierdut. Cu mâinile tremurânde, i-a luat telefonul și a format numărul poliției. Cu o zi mai înainte, iată ce s-a întâmplat. Pavel a fost sunat de către un vechi prieten de-al său, care i-a zis că la el în apartament se vor aduna toți prietenii lor comuni. Bere va curge ca un râu. Vor fi și raci proaspeți. Haide, nu te gândi mult. Când o să mai avem ocazie să ne adunăm toți împreună? Pavel deja de mult timp n-a consumat alcool. Ultima beție s-a terminat cu ceea că soția lui a vrut să ia copilul și să dea la divorț. El i s-a jurat ei că mai mult nu va bea niciun gât din acea otravă, că el a înțeles totul, ci că el pentru ea și pentru fiul lor va refuza să mai consume alcool odată și pentru totdeauna. Și iată că acum, la 6-a zi de aflare soției sale în spital, nervii lui au început să cedeze. El se gândea că îi va fi mai simplu să stea cu copilul, dar băiețelul mereu avea nevoie de ceva. El voia să mănânce, să se joace, să bea, să se uite la desene animate, iarăși să mănânce, să se plimbe și așa mai departe. Capul bărbatului a început să-i se rotească, iar invitația care a parvenit de la vechiul lui prieten a devenit pentru el asemenea unei gure de aer proaspăt în această rutină secetoasă. Fără ca să stea prea mult pe gânduri, bărbatul i-a spus băiețelului să iasă împreună cu el la plimbare și acesta a acceptat, sărind vesel în sus. El repede a îmbrăcat pantalonii căluroși și puloverul, a adus în coridor scurta și căciula. Bărbatul îi rămânea doar să facă puținul, să-l ocupe pe copil cu ceva, ca acela să nu-l deranjeze acolo. Joacă de pe terenul de joacă, să nu pleci de aici, m-ai înțeles? I-a ordonat bărbatul fiului său, atunci când i-au ajuns la adresa stabilită. Eu voi pleca în acea clădire, te voi urmări de la geam. Când te vei obosi, să faci un semn cu mâna și să mă strigi. Eu te voi auzi, ne-am înțeles? Băiețelul a dat din cap. El credea că lui va fi interesant de unul singur, doar mama lui niciodată nu l-a lăsat singur.
Iar când tatălui a plecat, în interiorul băiețelului a apărut o frică și tata nu se întorcea înapoi, nu se uita de la geam și nici nu reacționa la strigătele băiețelului, care a reușit să înghețe bineșor și a reușit să-i se facă foame. Totul s-a întâmplat din cauza că lui Pavel a început să-i se învârte capul simțind mirosul de bere, de la drogul care încerca să-l cuprindă în îmbrățișările sale calde. El a golit câteva pahare de bere. Intrând în discuții înflăcărate cu vechii se prieteni, el a uitat cu totul de copil, iar apoi în acțiune au intrat alte băuturi, mai tari. Iuri a trecut pe la fosta lui iubită, ca să șede la ea lucrurile care i-au rămas acolo. Ea încerca să-l convingă să rămână și că despărțirea lor a fost prea grăbită, dar el nu voia să asculte nimic. Pur și simplu, într-un moment dat, bărbatul a înțeles că nu o mai iubește și niciodată nu va putea să o iubească. Inima lui era acăpărată de o altă femeie, de cea care l-a respins, preferând să aleagă pe altul în locul lui. Dar bărbatul singur a fost de vină. Trebuia să-i pună la picioare sentimentele pe care le avea pentru ea, dar el s-a rușinat. Iar mai târziu n-a avut curajul să recunoască că a avut sentimente adevărate față de ea. Pășind lent pe stradă, Iuri a început să se gândească la faptul că acum viața lui va deveni monotonă, jalnică și singuratică. Auzind un plânse de copil, el și-a aruncat privire spre terenul de joacă pentru copii și a tras atenția la o scurtă care i s-a părut a fi cunoscută. Aceasta nu putea să fie adevărat. Nu părea a fi real. A doua scurtă de genul dat nu se putea găsi în acest oraș. Nicăieri nu putea fi găsită, pentru că Iuri i-a dus această scurtă fiului acelei femei pe care o iubea de peste hotare. El a procurat-o din Statele Unite ale Americii, unde a zburat să-și facă studiile. Această scurtă era un lucru total exclusiv. El voia să-i facă pe plac ei și copilului, dar după ce i-a dăruit-o, Silvia pur și simplu a dispărut din viața lui. Ea i-a scris un mesaj unde spunea că soțul ei este categoric împotriva discuției lor și l-a rugat pe viitor să o lase în pace, să nu o urmărească, să nu-i scrie mesaje și nici să nu o sune. Și în general să uite de faptul că ei se cunosc, iar ei erau cunoscuți, putem spune, că încă din copilărie timpurie și împreună s-au mutat la oraș. Cândva ei erau cei mai buni prieteni, cei doi locuiau împreună în apartamentul lui Iurie, doar că în odăi separate și își făceau studiile în aceeași universitate. Iar mai târziu, i-a făcut cunoștință cu Pavel, cu care a declarat că vor trăi împreună. Iuri n-a reușit să declare sentimentele sale și a decis că deja este prea târziu. Apropiindu-se, bărbatul s-a uitat la băiețelul care s-a ghemuit într-un colț și ecnea încet. Vadim, tu ești? Încet a rostit Iurie. Nina Iurie! S-a bucurat băiețelul. Bună ziua! Dumneavoastră nu știți când se va întoarce tatăl meu. Eu am înghețat și foarte tare vreau să mănânc. Băiețelul a început să tușească. Iuri a venit mai aproape de el și s-a uitat la fața vânătă din cauza frigului. Unde e tatăl tău? Tata a intrat în acea casă, a arătat băiețelul cu degetul spre clădire. De mult, afară încă era luminos. El nu mă aude, iar eu am înghețat. Vreau la toaletă și mi-e foame. Inima i s-a făcut ghem. Iuri știe foarte bine că Pavel iubește să servească alcool cu prietenii. El o preîntâmpina pe Silvia că, cu așa soț, ea va avea o viață dificilă, dar ea nu vrea să-l asculte. Și uite că acum copilul a ajuns în stradă. Unde este mama ta? A întrebat Iurie. Mama este în spital. Eu de 5 ore am reușit să dorm, dar mama încă nu s-a întors acasă. În piept a început să-l frigă totul. Cum putea să lase copilul de unul singur în stradă? Afară era frig, iar el e micuț. Doar oricine putea să-l ia de mână și să-l ducă undeva. Mâinile i s-au stat într-un pumn și a început să le muște în tendința de a-l găsi pe tata lui Vadim, să-l bată puțin și să-i îndrepte mințile la loc. Doar că cel mai probabil, el nu avea așa ceva, de a îndrăzni să lase copilul afară pe așa timp. Vadim, tatăl tău nu ți-a spus numărul apartamentului sau ceva de genul dat? Băiețelul a clătărat din cap negativ. Iuri și-a mintit că el avea notat numărul de telefon al lui Pavel. El a format numărul, dar a închis apelul peste câteva tonuri de apel lungi, realizând că nimeni nu intenționa să răspundă.
Silvia, în general, și-a schimbat numărul de telefon după ce soțul ei i-a făcut o scenă de gelozie și i-a interzis să comunice cu acest prieten, dar Iuri a format numărul vechi, în caz de ceva, dar n-a obținut niciun rezultat. Atunci, hai să mergem la mine. Eu o să las tatălui tău un mesaj. Cum va ajunge acasă, va intra direct după tine, locuind doar în vecinătate. Tu o să-mi dai ceva să mănânc? Desigur. Să mergem mai repede. Vă conecta încălzire în mașină și te vei încălzi puțin. Băieții l-au zâmbit cu colțul gurii, iar în ochii bărbatului au înghețat câteva lacrimi. El niciodată nu plângea, dar în acea secundă sufletul lui murea. El voia să-l rupă în bucăți pe acest tată nenorocit. Expirând cu greu, bărbatul i-a strâns tare mânuța băiețelului, care era rece ca gheața, și împreună s-au pornit spre mașină. În mașină, Iuri n-avea scaun pentru copii, de aceea a fost nevoit să-i pună copilul centura de siguranță și să spere că pe drum nu se va întâmpla niciun incident, iar poliția, dacă îl va opri, cel mult putea să-i aplice o amendă. Activând încălzitorul și pornind muzica, Iuri a expediat lui Pavel un mesaj. El spera că bărbatul îi va citi mesajul și va reveni cu un apel, dar apelul așa și n-a fost. Hotărând că altă soluție nu există, Iuri l-a dus pe Vadim la sine acasă. Pe drum, băiețelul a adormit. Atunci când a ajuns în fața blocului, bărbatul a scos atent de copil dormind în mașină și l-a adus în brațe în apartament. Când Iuri a început să-l dezbrace pe băiețel, acesta s-a trezit și s-a uitat la el. Copilul i-a zâmbit atât de sincer și atât de mulțumit, încât ochii bărbatului totuși au devenit umezi. Dacă totuși te-ai trezit, fuci în baie, spală-te pe mâini, iar eu îți voi încălzi un pui prăjit și niște lapte îți voi încălzi. Amintindu-și rețeta bunicii împotriva răcelei, Iuri a adăugat în lapte o lingurită de miere. El a decis că dacă băiețelului nu-i va plăcea, el îi va schimba laptele. Dar Vadim a mâncat totul cu mare poftă și a băut un pahar întreg de lapte și doar peste 30 de minute a dormit din nou. Câteva ore la rând, Iuri se uita la ecranul telefonului său și se gândea, de ce Pavel încă n-a sărit să-și caute fiul? Putea oare să-și schimbe numărul de telefon? El a format numărul încă o dată și când cineva a răspuns, el a auzit cum cuiva îi se încălcea limba în gură. Nu rămâne niciun dubiu în privința faptului că tatăl copilului continua să-și petreacă timpul în plăcerea sa. Iuri s-a apucat de cap. Astfel de oameni merită să fie sterili, astfel încât să nu aibă posibilitatea să nască copiii condamnați la suferință din cauza părinților lipsiți de creier. Bărbatul s-a convins că băiețelul doarme liniștit și s-a dus în camera sa. El și-a amintit că cândva, în acea cameră, la fel de liniștită, dormea Silvia, iar acum patul era ocupat de către fiul ei. Nostalgia l-a îmbrățișat în amintirile călduroase despre momentele trecute. Dimineața, Iuri i-a pregătit copilului o omletă și l-a pus la masă să mănânce. Bărbatul i-a promis că după micul dejun, îi vor pleca la apartament ca să verifice dacă nu cumva tatăl lui s-a întors acasă. Eu nu vreau la el. El din nou va începe să strige la mine și îmi va zice că nu vrea nimic să gătească și că eu l-am săturat, s-a plâns băiețelul. În mintea lui Iuri nu se încadra. Cum un om poate fi atât de lipsit de empatie? Cum un tată poate să-i zică astfel de cuvinte propriului său copil? El a luat telefonul și a format numărul inspectorului de poliție de sector. Domnul Petru era un bărbat bun. El putea să dea sfaturi referitor la cum ar fi mai bine să procedeze, sau poate el cunoștea numărul de telefon al Silviei. Vă ascult, a răspuns cu un ton liniștit bărbatul. Domnule Petru, bună ziua! Vă deranjează Iuri din apartamentul 75. Dumneavoastră întâmplător nu cunoașteți numărul de telefon al Silviei Coroban? Salut, salut! Ție la ce bun îți servește numărul ei de telefon? Cu suspiciune s-a interesat bărbatul. Înțelegeți, eu ieri am găsit copilul. Pe Vadim, în altă regiune a orașului. Soțul ei, Pavel, nu-mi răspunde la mesaje. Și băiețelul nu vrea să se întoarcă la tata. De aceea am vrut să preiau legătura cu ea. Coboară jos, a spus bărbatul. Coboară împreună cu băiețelul. Unde? Jos, în curtea blocului. Eu stau în fața intrării. Coborâți! Între timp, Vadim a terminat de mâncat omleta și arăta mai bine decât aseară. Îmbracă-te, micuțule! Probabil la cuș o să mergem la mama ta, a zâmbit Iurie. Iar atunci când au coborât, bărbatul a rămas surprins că în fața blocului s-au adunat aproape toți locuitorii împreună cu poliția. Silvia, cu lacrimi în ochi, a fugit spre fiu.
Ea s-a așezat cu genunchii pe asfalt în fața lui. L-a strâns la piept, l-a sărutat și a început să plângă. El l-a sărutat pe băiețel în întregime și își cerea iertare de la el. Cu lacrimi în ochi, ea s-a uitat spre Iurie, căruia e mulțumită în șoaptă. În timp ce Silvia își îmbrățișa fiul, Iurie se apropie de polițistul care discuta cu Pavel. Bărbatul, cu grețitine pe picioare și își încruta privirea, uitându-se în telefon. O, sunt mesaje, dar eu nici nu le-am observat. Și-a scripnat el tâmpla. Domnule Pietru, pot să-i aplic una în față? A întrebat Iurie, strângând din dinți. Nu, nu, cu el, pentru neglijență, nu ne vom clarifica. Tu și așa ai deschis un dosar. Un dosar deschis? Da, te-au luat acasă un copil străin. Știi ce pedeapsă să se prevede conform acestui articol? De ce n-ai zis deodată că l-ai găsit? Păi, eu nu m-am gândit. Exact, tu nu te-ai gândit. Suflet bun ce ești tu. Lui Iurie nici prin cap nu trecea gândul să apeleze la poliție atunci când copilul îngheța. Și atunci când l-a dus acasă, la fel nici nu s-a gândit. Atunci el își făcea griji că copilul să nu se îmbolnăvească. Dosar penal? A întrebat el cu o voce dezamăgită. Chiar dacă așa stau lucrurile, eu voi fi în stare să mai repet ceea ce am făcut. Copilul îngheța și era flămând. Pe el oricine putea să-l ia din stradă. Dar calmează-te. Vei trece o convorbire și vei fi nevoit să dai declarații. Fără asta nu scapi. Iurie a fluturat din cap. Măcar și 10 declarații. Desigur, el credea că se va odihni după deplasarea sa, din care s-a întors cu 2 zile în urmă. Dar el nu regreta că s-a luat copilul și l-a luat la sine acasă. Iurie. Bărbatul a auzit vocea joasă a Silviei. El s-a întors și a văzut-o pe ea, stând în picioare. El ține pe Vadim de mânuță și se crea impresia că pe viitor ei niciodată nu-i va da drumul. Putem să locuim la tine puțin timp, până când eu nu-mi vă găsi o chirie. Atent a întrebat ea. E unde la el? Eu ți-am zis că asta a fost pentru ultima dată. A început să se înfurie Pavel. Dar polițiștii nu i-au permis să se apropie de soție. Eu mai mult nu o să-ți acord șanse. Tu le-ai pierdut pe toate. Copilul nu vrea la tine. Nici nu tare îmi trebuie. E o dezamăgire, dar nu un copil normal, a exclamat Pavel. Puteți rămâne cât timp vreți, a zis Iurie, cu greu obținându-se să nu-l lovesc pe acel dobitoc pentru comportamentul lui. În timp ce Pavel se afla la inspectorul de poliție și oferea declarații, bărbatul a ajutat-o pe Silvia să-și adune hainele sale și ale copilului și le-a transferat în apartamentul său. Îți mulțumesc. Mi-e frică să mă gândesc ce vei să se întâmple dacă n-ai fi fost tu. A șoptit ea, aflându-se în apartamentul, în care cândva a trăit pe timpul studenției sale, lipsite de griji. Nu mulțumi. Iartă-mă, te rog, pentru faptul că atunci am pus capăt prieteniei noastre. Pavel mi-a jurat că mai mult nu va servi, că va începe să trăiască pentru familie. Dar mi-a pus condiția să încetez să o comunic cu tine. El era foarte gelos. Eu l-am crezut și m-am ars. Era cât pe ce să-mi pierd copilul din cauza lui. Eu, mâine, voi găsi neapărat o chirie și ne vom muta. Nu vorbi prostii. Trăiți aici cât timp aveți nevoie. Nu vreau să locuiesc în vecinătate cu el. Iurie a căzut pe gânduri și a strâns buzele și a privit-o pe Silvia. Știi, eu abia cu 2 zile în urmă m-am întors de deplasare. Într-un alt oraș, noi deschidem o filială nouă și mie mi s-a propus să rămân acolo să muncesc. Îmi vor pune la dispoziție un apartament ipotecar, cu un procent mic al ratei dobânzii. Inițial am refuzat, dar acum mă gândesc, de ce te-ai refuzat? Iurie a tăcut peste câteva secunde, era pus să uitat în ochii femeii. Nu puteam suporta gândul că nu o să te mai văd niciodată. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și dacă v-a plăcut istorioara, nu ezitați să lăsați un like și să vă scrieți părerile în comentarii. Seara minunată vă doresc și o noapte liniștită. Pe curând! Pa, pa!